Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a Săptămânii de Fotbal, ediție în care vom discuta despre partidele din ultima etapă de Liga 1. Te salut, Alex. Ciao, Andrei. Am avut o etapă care ne-a oferit niște partide interesante înaintea marelui derby al României. E vorba de Steaua Dinamo. O partidă care se va disputa sâmbătă pe stadionul Ghencea și unde Steaua pleacă clar favorită, mai ales după ceea ce s-a întâmplat în această ultimă etapă. Hai să începem cu înfrângerea dinamoviștilor pe teren propriu împotriva lui Vitorul Constanța, o partidă cu un deznodământ la care nu se aștepta nimeni, spun eu. Și dinamoviști ies cu orgoliul foarte grav rănit în urma acestei înfruntări. Te contrazic, Andrei, iată că Dinamo încă un insucces în fața celor de la Vitoru. Din 12 puncte posibile, a obținut doar două în meciurile cu Vitorul Constanța, de când a intrat Vitorul Constanța în prima ligă. Încă o dezamăgire și se confirmă faptul că nu meciurile bune din amicale, în special, nu contează. Și a dezamăgit încă o dată. Și că când nu bagi bani, n-ai cum să faci performanță. Deși Dinamo se află la două puncte de Pandurii Târgu Jiu. Au noroc că nici Pandurii nu au o situație prea roză financiară, dar un joc destul de slăbuț al lui Dinamo în fața celor de la Vitor. Un jucător de la care se așteptau foarte multe, e vorba de Andrei Cioinac, își A dă un dezamăgit. autogol, da, își dă un autogol și provoacă o lovitură de la 11 metri, din care Vitor obține de fapt victoria. Toată lumea sare pe acest tânăr jucător la finalul meciului, însă nu știu cât de bine îi fac aceste lucruri, ținând cont că a fost amenințat, din ce am înțeles, și de membrii galeriei dinamoviste, și lucrurile astea probabil că o să îi oprească dezvoltarea, pentru că din câte știu eu și îl cunosc relativ bine pentru că a jucat la una din echipele de eșalon inferior pe care le Da, Liga 3, urmăresc, Liga 3. da, e vorba de Fortuna Câmpina, și în turul campionatului a jucat la ASEA Târgu Mureș, unde l-am urmărit și acolo, și e un jucător care promite, însă destul de emotiv. Oricum, înfrângerea dinamoviștilor mi se pare inadmisibilă. Au fost 11.000 de oameni pe stadion și la Dinamo în ultimul timp cam n-au prea venit suporterii. Și când au venit alături de ei, iată, îi dezamăgește încă o dată. Și etapa viitoare au cu Steaua, au un meci foarte, foarte greu. Hai să vorbim și despre Steaua, care învinge cu 1-4 în deplasarea de la Chiajna, un meci care provoacă de fapt din nou multe controverse, zic eu, nejustificate, o victorie care vine în urma a 15 șuturi expediate pe poartă de Roșbaștri față de cele 24 expediate sezonul trecut în înfruntarea de la Chiajna, statistici mult mai slabe ale Stelei față de aceeași partidă de sezonul trecut, care s-a disputat pe 30 noiembrie 2012. Steaua de asemenea are și mult mai puține pase reușite, e vorba de 398 față de 648 în partida despre care v-am spus. Cum ți s-a părut Steaua în acest meci? S-a descurcat destul de bine și statistica, cum ai spus tu, dinaintea meciului, a fost zdrobitoare în favoarea Stelei. 15 la 1 gol averaj și are tot 5 victorii în 5 meciuri în campionat. Singurul succes al celor de la Chiajna a fost în cupă, dacă nu mă înșel, la penalti atunci. Și evoluția Stelei, să revin, mi s-a părut una foarte bună și îmi place sistemul acesta, fără un vârf împins. Ținând cont că Piovacari pleacă la vară, ar trebui să experimenteze în continuare sistemul acesta. Sârmărtean s-a integrat foarte bine. Stanciu este într-o formă senzațională, la fel și Chipciu. Și nu poți să spui prea multe lucruri. Steaua a meritat clar victoria și cine a spus că a fost un meci aranjat,
N-are nicio treabă. Crezi că putem vedea și în eternul derby această formulă a stelei cu un fals număr 9? De ce nu? Laurențiu Reghe cam tot timpul a surprins și cred că va merge. Dacă a avut succes până acum, se va baza în continuare pe această formulă. O candidată pentru titlul de campioană se împiedică în minutele de prelungiri la Brașov, e vorba de Petrolul Ploiești, care face un joc execrabil, cel puțin în prima repriză, lucru recunoscut și de antrenorul acestora, e vorba de Cosmin Contra, și foarte bine semnala cineva pe grup, nu mai amintesc exact cine, declarațiile antrenorului, care recunoștea că echipa a jucat foarte slab și că avea pretenții mult mai mari de la majoritatea jucătorilor, însă dă vina pentru punctele pierdute pe arbitraj. Cum ți s-a părut Petrolul la Brașov? Da, toată lumea avea pretenții, așteptări mari de la Petrolul, ținând cont că a venit Zicu și Mutu, dar eu consider, este părerea mea, consider că Petrolul a scăzut față de turul campionatului, a plecat Hamza, care era un goal getter, și Bugema, care era unul dintre cei mai buni pasatori al echipei, și fix asta s-a văzut că a lipsit în jocul celor de la Petrolul, un marcator pur sânge, au jucat cu Mutu în atac, care s-a mișcat destul de bine, dar Zicu a fost execrabil. N-am văzut o fază bună de la el. Și dacă tot amuz, atacantul venit din Israel, dacă nu mă înșel, sau din Rusia, nu mai țin minte exact, se va intra în formă și va fi pregătit fizic, probabil Petrolul va arăta altcumva, dar acum fără atacant, destul de greu. Astra învinge cu 3-0 pe Corona Brașov, într-o partidă în care Astralii nu au deloc probleme împotriva unei echipe care a dezamăgit profund în acest sezon, aflându-se pe ultima poziție a clasamentului cu numai 10 puncte acumulate în 20 de partide. Aș zice că cel mai reușit transfer al Astrei din această pauză competițională e chiar Paul Papp, un jucător venit mai aproape de finalul pauzei competiționale, care, uite, marchează golul prin care giurgiuvenii deschid scorul și probabil că va fi un om important în angrenajul echipei antrenate de Daniel Isăilă pentru retur. Da, este un transfer reușit al lui Paul Pop, dar nu m-a entuziasmat Astra. O victorie, ci drept 3-0, dar a marcat pe finalul reprizelor. Minutul 42 în Paul Pop și 82 și 93 Mățel, 90 și ceva Mățel. Pe final nu m-a entuziasmat Astra, dar o victorie categorică. Nu, Corona este o echipă mediocră, nu mă așteptam la mai mult de la ei. Cum ți s-a părut Denis Alibek? Denis Alibek încă n-a confirmat. El cam la nicio echipă nu a confirmat. Cei la Viitorul s-a mai descurcat puțin așa, dar se așteaptă prea mult de la el. Nu știu, probabil cum este tânăr, a schimbat și multe echipe. Nu știu cât a stat dacă a stat 2-3 ani la o echipă să se acomodeze. Așa să pleci în fiecare an de la o echipă la alta, ținând cont că este tânăr, cam greu. Dar Alibek este un jucător talentat, care poate să progreseze. Dacă rămâne la Astra și este ajutat, poate să progreseze. Calități are. Și cred că de aceeași părere ești și tu. Da, e adevărat. E important pentru el că, dacă nu mă înșel acum, e clar jucătorul Astrei. Nu mai e vorba de un împrumut de la Inter Milano și acest lucru poate îi asigură puțin mai multă stabilitate mentală. Da, tot plecat când a venit de la Farul la Inter, de la Inter la Vitoru, tot așa, tot ce vorbea ba la Steaua, la Bologna mai mult n-a jucat, cred că n-a jucat deloc. Și acum s-a întors în România și să vedem cum se integrează, dacă se reintegrează. N-are jocuri în picioare, în amicale, a avut niște ieșiri nervoase și nu prea strălucit. Da, la Bologna a avut și ghinionul de a se transfera la o echipă care a început sezonul foarte, foarte slab și l-a și continuat de altfel. În acest fel, echipa se luptă pentru a evita retrogradarea, iar antrenorul, cu siguranță că se baza și încă se bazează pe jucători
cu ceva mai multă experiență care pot face diferența în partidele din seria. Un match foarte echilibrat, aș spune, a fost cel dintre Viitorul și Pandurii Târgu Jiu. Câștigă gazdele cu 1-0, iar echipa lui Eduard Linen, după pauza de iarnă, cred eu că va produce multe surprize. Da, Oțelul s-a întărit, a adus pe Lovin, Goico Eceea, jucători foarte buni. Și la Pandurii s-a simțit lipsa lui Eric. Iată, ne așteptam ca Nistor, care a fost doar rezervă, să îl suplinească așa, dar totuși Eric a fost unul de cei mai buni, părerea mea, jucător din campionat. Și s-a simțit omul care dădea pasa decisivă. Și s-a mai simțit și lipsa lui Matulevicius. Bud, mediocru. N-am văzut nimic special de la el. Doi jucători da. importanți, Eric și Matulevicius. Acum să vedem cum va reintra Matulevicius când va reveni. Da, și eu sunt foarte curios cum va evolua și sunt de asemenea, aștept să văd cum va juca Limbulei, un jucător de la care eu aștept foarte multe. A făcut meciuri interesante în partidele din Europa și cred că se îndreaptă pe un drum ascendent. Da, Alimbulei e un jucător interesant și anul trecut la Severin a lăsat o impresie destul de bună. Un derby al retrogradatelor, al echipelor care luptă pentru salvarea de la retrogradare a fost Săgeata Botoșani, meciul inaugural al etapei. Săgeata învinge cu 1-0 și Botoșaniul se scufundă după ce la începutul sezonului era considerată revelația campionatului. Iată, în momentul de față sunt pe locul 15. Botoșani își continuă seria proastă, un singur punct în ultimele 5 meciuri și încet, încet se îndreaptă înapoi către Liga 2. Săgeata Năvodare, o victorie importantă, dar etapa viitoare are un meci la fel de important cu Poli Timișoara în deplasare și dacă câștigă se poate îndepărta de puțin de zona retrogradării. Oricum, victoria cu Botoșani e o victorie foarte importantă și eu consider pe deplin meritată, deși n-a fost un meci spectaculos. Am avut în această etapă și o partidă între două echipe care erau prezențe constante în sezoanele precedente ale campionatului românesc în cupele europene. E vorba de meciul dintre CFR Cluj și FC Vaslui, o partidă în care antrenorul celor de la CFR, Vasile Miriuță, și-a început aventura, să spunem, în Ardeal. Un meci care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, zic eu. Cum ți s-a părut Vaslui? Pentru că au făcut ceva transferuri în această pauză competițională. Vaslui mi se pare puțin în scădere și se simte lipsa lui Sân Mărtean. Deși a venit Abela Iras, un jucător destul de bun, a jucat la River Plate și a jucat destul de mult la River Plate. Mi se pare că este puțin în scădere, dar totuși a obținut un punct pe un teren unde nu prea s-au descurcat așa bine. Și sunt de apreciat în faza asta, dar trebuiau să câștige dacă se considera o echipă mare, ținând cont că CFR a jucat mult timp în 10 oameni, Moroi fiind eliminat. CFR sub comanda lui Vasile Miriuță ți se pare că arată mai bine decât până acum? Au schimbat puțin fața echipei și mi se par jucătorii mult mai determinați. Și mult, cel puțin Cadu, care impulsionează acum echipa mult mai mult. Dar să vedem pe parcurs, nu pot spune după un meci. Un alt meci disputat luni a fost cel dintre Ceahlăul și Universitatea Cluj. Cealaltă echipă din Cluj face decât un egal împotriva moldovenilor și iată, Universitatea mai are mult de muncă pentru a se salva. În momentul de față o despar 4 puncte de primul loc neretrogradabil, îmi cer scuze, și
Cum ți s-a părut? Mihai Teja spunea că i-au costat greșelile pe elevii săi și iată că așa a fost. Universitatea nu arată tocmai bine, dar nici foarte rău, zic eu. Da, universitatea nu arată excepțional de bine, dar mi se pare că de când a venit Mihai Teja a crescut, spre deosebire de Șahlăul, care acum să vedem cum se va descurca cu un nou manager. A plecat Miriuță, multe schimbări, dar știu că a rămas preparatorul fizic german, dar să vedem totuși cum se va descurca. Ucluj are șansa ei, dar trebuie să obțină puncte. Un punct la Ceahlău mi se pare destul de bun, un teren greu unde nu câștigă multe echipe. Etapa viitoare au un meci foarte greu, cei de la Ucluj cu Astra, unde multă lume se așteaptă să fie o victorie ușoară a celor de la Astra, dar cei de la Ucluj pot să producă surpriza, țin cum că joacă acasă. Numai să nu se repete greșelile din meciul acesta cu Ceahlău. Ultimul meci al etapei a fost disputat de Gaz Metan și ACS Poli Timișoara, o partidă câștigată pe finalul meciului de timișoreni cu 0 la 1, un gol marcat de Nanu. Crezi că se poate salva ACS Poli de la retrogradare? Eu zic că da, sunt echipe mult mai slabe ca ea. De exemplu, Botoșani, Corona, nici Ucluj nu este mult peste Poli sau Năvodari. Sunt multe echipe mai slabe sau cam la același nivel. Poli Timișoara, am vins, cum ai spus tu, la Gaz Metan. Sincer, nu mă așteptam, ținând cont că a lipsit și Sechei. Acum la Poli a venit Mera, un ajutor pentru Scutaru. Șeroni în ultimul timp nu mai s-a descurcat așa de bine. Dar Poli, eu zic că are forța să se menține în prima ligă. Alex, îți mulțumesc pentru prezența ta astăzi în emisiune, a fost o plăcere. La fel. Mulțumim și ascultătorilor noștri care ne-au fost alături și de această dată. Sperăm că v-au plăcut cele 15 minute de discuție despre Liga 1. Vă așteptăm și pe dumneavoastră să vă împărtășiți părerile pe grupul Săptămâna de Fotbal și să ne dați like pe pagina de Facebook, dar și să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Până data viitoare vă spunem la revedere! La revedere!